Municipiul Reședință de Județ se înfrățește cu încă două localități de peste granițele țării noastre. Potrivit acordurilor aprobate în acest sens de către Consiliul Local Suceava, este vorba despre municipiul Caravas, districtul Chirenia din Republica Cipru și municipiul Inșuan din China. Relațiile dintre localitatea cipriotă și municipiul Suceava au început din luna iunie a acestui an, când o delegație a Caravas, condusă de edilul șef al localității, a vizitat Suceava cu prilejul unei expoziții de obiecte de dantelă din patrimoniul național al Ciprului. Manifestare organizată la Muzeul de Etnografie și Folclor. Scopul general al acordului este acela de a contribui la susținerea dialogului intercultural și cooperarea în domenii precum educație, tehnologie și mai ales turism. În ceea ce privește înfrățirea dintre capitala județului și Inșuan din Republica Populară Chineză, Suceava a primit o propunere în acest sens după ce oficialii chinezi s-au întâlnit cu cei suceveni cu ocazia unei manifestări organizate de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. În plus, la mijlocul acestei luni, o delegație din China va fi prezentă la Suceava pentru semnarea acordului. Pe data de 12 decembrie vin la Suceava delegații în orașul Yunqian din China. Noi avem acum aprobarea Ministerului de Externe, am aprobat în ședința de Consiliu Local. Vrem să ne împrățim, să numim un partener cu acest oraș. Este un oraș cu aproape 2 milioane de locuitori. Deci pe data de 12 decembrie 2019 vor fi la Suceava să semnăm acest parteneriat și sigur că noi anul viitor vom întoarce această vizită. De asemenea, s-a aprobat în ședință de Consiliu Local din data de 28 și înfrățirea cu orașul Caravas din Cipru. Deci suntem la două extreme. Orașul Caravas are 6.597 locuitori, dar este un oraș turistic la Marea Mediterană. Deci cu partea chineză sperăm să putem dezvolta ceva relații economice, că este la modă și se poartă acum, toată lumea are tratative economice cu China. Iar cu celălalt orășel din Cipru, de ce nu, să putem promova destinații turistice împreună. În prezent, municipiul Suceava este înfrățit și are acorduri de colaborare cu orașele Sosnowiec din Polonia, Cernăuți din Ucraina, Laval din Franța, Soroca din Republica Moldova și Betlehem din Cisjordania, Palestina.